Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Care a împărțit Turcia. Ați vorbit cu oamenii noștri, sunteți în legătură cu ei. Ce au găsit acolo? Cum descriu situația ca profesioniști? Că noi, cei de pe lângă, ne uităm îngroziți la ce se întâmplă acolo. Deci echipa noastră, chiar dimineața asta, am avut un schimb de mesaje cu ei. I s-a desemnat zona, au făcut recunoașterea. Sunt într-o localitate, Antakya, în zona Antakya, adică în zona localității Antakya. Mi s-a desemnat și un sector de intervenție și urmează să înceapă operațiunile de căutare-salvare. Deci asta este procedura, a durat până s-a găsit loc unde să instaleze tabără, ca să înțelegeți, adică situația nu este simplă. Au trebuit de la aeroport să meargă cu colegii de la situații de urgență din Turcia până s-a găsit locul potrivit în zona care ei vor acționa. O să primim de la ei mai multe informații pe parcursul zilei, însă situația este destul de gravă și Turcia este o țară care are foarte multe posibilități. Deci sistemul lor de răspuns la dezastre este unul care este foarte bine construit, deci e cunoscut sub denumirea de AFAD, agenția lor de intervenție, dar, cum ați spus și dumneavoastră, tot ce s-a întâmplat era devastator. Și pentru ei și pentru populația de acolo se încearcă acum să vină cu cât mai multe echipe, pentru că sunt foarte multe puncte unde sunt clădiri prăbușite și fiecare zonă cu două, trei clădiri trebuie să răspundă de ea o echipă de intervenție, adică oricâte echipe să aibă. De aici au avut nevoie de acest sprijin internațional care România participă în cadrul lui. Sunt echipa mecanismului de protecție civilă europeană. Înțeleg că este și foarte frig acolo, ceea ce agravează problema. Condițiile meteo sunt dificile, așa este, și asta agravează mai ales că oamenii noștri, deci în astfel de situații, au plecat cu cazarea lor, cu cazarmamentul lor, adică au luat corturile, au luat tot ce le trebuie pentru a desfășura activitatea într-un mod independent. Asta este cel mai important cuvânt care se poate spune despre o echipă de intervenție de acest fel, că trebuie să fie independentă, să nu fie dependentă de țara unde intervine. Și asta încercăm să fim și noi, ca și toate celelalte. Domnule ministru, acum noi ne uităm îngroziți așa la ce vedem, la ce se transmite la TV din zona respectivă și nu putem să nu ne gândim că România este într-o zonă seismică, cel puțin sudul României a fost afectat în istorie de cutremure mari. Și întrebarea este cum se pregătesc autoritățile noastre pentru această eventualitate, care mi-e teamă că de la un anumit moment încolo va deveni o inevitabilitate, un cutremur mare. Poate ar trebui mai multe exerciții și informări pentru populație? Deci eu vă spun, pe partea de prevenire, pregătire și răspuns ce face. Pe partea de prevenire a fost lansat de Ministerul Dezvoltării sub PNRR, sau în cadrul PNRR, programul de consolidare, care este altfel decât ce a fost până acum, în sensul în care e mult mai flexibilă accesarea fondurilor, nu se condiționează restituirea banilor cu condiția să nu-ți vânzi apartamentul la o anumită perioadă, ci numai poate o singură persoană să blocheze un bloc întreg, cum s-a întâmplat până acum. Deci programul ăsta a fost aprobat și știu eu că finanțarea a început să fie accesată. Deci asta este un aspect. Al doilea aspect, pe partea de pregătire a populației, noi lucrăm pe partea de pregătire a populației, iar una din modalitățile în care lucrăm este săptămâna de protecție civilă, care va fi între 25 februarie și 4 martie. Chiar vom încheia cu comemorarea cutremurului din 77. În această săptămână, toate inspectoratele pentru situații de urgență, toate structurile coordonate de DSU vor avea activități de instruire a populației pe diferite domenii. Domenii, cum este pregătirea la cutremur, la inundații, la diferite tipuri de riscuri, și acest lucru sper că o să aibă un impact serios. Pe altă parte, tot pe pregătirea populației, știți că avem portalul Fi Pregătit și aplicația DSU, care recent a fost actualizată și care poate fi descărcată gratuit de pe Google Play și de pe Apple Store.
toate cele două au în ele foarte multe informații pentru populația privind modul în care să se pregătească și modul în care să reacționeze în timpul unui dezastru. Veți găsi de fi pregătit care este fi pregătit pentru fiecare risc, ce faci înainte, ce faci în timp, ce faci după unui anumit fenomen. La cutremur, de exemplu. Cum mă pregătesc înainte, cum reacționez în timp, ce trebuie să fac după. Același lucru le veți găsi pe aplicația DSU, numai că acolo vom transmite mesaje, vom transmite diferite alerte în caz de cutremur, să zicem, să informăm populația ce este de făcut și dacă sunt anumite aspecte care trebuie să le cunoaștem. Pe partea de răspuns și ultimul, noi am investit milioane de euro în ultimii ani pentru pregătirea mai bună a Inspectoratului pentru Stații de Urgență și celorlalte structuri de intervenție ale noastre. Așa că pot să spun că ne-am pregătit mai bine pentru răspuns, dar niciodată nu e suficient și continuăm acest. Sigur, știu că sunteți foarte ocupat, un minut vă mai țin. Ce sfaturi concrete ați putea să le dați celor care ne ascultă ca să se pregătească, să zicem, azi pentru cazul unui cutremur care s-ar întâmpla mâine? Ce ar trebui să facă azi? Trusa de urgență trebuie să existe și o găsesc pe fi pregătit sau pe aplicația DSU și pot să vadă acolo conținutul ei. Să aibă din timp planul lor ca familie, dacă se întâmplă un cutremur, unde se vor întâlni, dacă fiecare este într-un loc, copilul la școală, părinții în diferite locuri de muncă, care e punctul lor de întâlnire dacă nu pot să ajungă acasă la ei. Există și acest lucru, îl găsesc ca și modalitate de pregătire, pe fi pregătit pe portal și bineînțeles să înțeleagă că toți suntem vulnerabili la astfel de situații și trebuie să știm exact ce avem de făcut înainte să se întâmple și nu în timpul când se întâmplă. Așa că toate sfaturile care sunt pe fi pregătit și pe aplicația DSU trebuie citite înainte de a se întâmpla ceva și nu în timpul în care se întâmplă ceva. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea secretarul de stat și șeful GSU Raed Arafat. Și de asemenea, mă uitam chiar acum pe acest site, fiipregătit.ro, fii cu doi i, pregătit.ro, un loc în care putem să căutăm răspunsurile noastre sau să înțelegem cum ar trebui să răspundem sau cum ar fi cel mai bine să răspundem la diferite situații extreme, cu tremur, înzăpezire, avalanșă și așa mai departe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.